Am revenit în studio, suntem alături de domnul manager al Spitalului Județean de Urgență, Laurențiu Barna. Discutam despre comunicarea în urgență. Să sperăm că veți rezolva și acolo această problemă, dar cu siguranță o veți rezolva în momentul în care veți rezolva deficitul de personal. Da, da. Trebuie o comunicare cu cei care așteaptă, o comunicare cu cei care vin și accesează serviciile. Eu, cum am spus, îi înțeleg pe pacienți. Îi înțeleg, până la urmă, și pe cei care merg pentru investigații gratuite în urgență. Dar îi înțeleg și pe medici, pentru că nu este corect să facă munca medicului de familie. La cazuri de, nu știu, o ușoară răceală, să trească să consulte un specialist. Știți bine ce înseamnă munca unui specialist. Eu, încă o dată, vreau să spun că cei care vor dori în perioada următoare să facă reformă în sănătate, trebuie să înceapă dintr-un capăt. Temeinic și așezat. Să gândească ce vor să facă. Și atunci eu vă spun, în momentul în care se va corela medicul de familie, venitul cabinetului, venitul medicul de familie, pacientul, eu sunt pe lista unui medic de familie. Fiind pe lista acelui medic de familie, el primește o valoare per capita de la casă. Îi se plătește de către casă ca să mă gestioneze, să-mi gestioneze mie sănătatea, prevenția, tot. Atunci, în momentul respectiv, când noi o să cercăm, noi, să plătim serviciile, nu? Și nu să plătim, dar să avem grijă de sănătatea noastră, iar medicul de familie să ne gestioneze această sănătate. Și modul în care va fi gestionată această sănătate, plecând de la prevenție și celelalte după ele, celelalte lucruri care trebuie să avem și noi grijă un pic de sănătatea noastră, nu mi se pare corect, acum să vedeți, asta una, a doua, nu mi se pare corect ca unul bolnav care merge la pneumologie, nu? Și spune, domnule, nu mai fuma. Bun, îi se dă medicamente, intră pe program de sănătate, avem grijă de el, îl urmărim, cheltuim bani frumoși cu el. După vreo 3 luni de zile, când îl reevaluăm, el continuă să fumeze. Păi atunci, mă frate, dacă dumneata n-ai grijă de sănătatea dumneata, ar trebui puse niște taxe, probabil, și pentru... La ce mai vii la noi să te tratezi? Sigur că sunt anumite aspecte legate de vicii sau de imposibilitatea de a te opri din fumat. Da, dar sunt chestii. Și programe care te ajută. Dar sunt programe și, deci, trebuie să avem și noi grijă de sănătatea noastră. Bani, oricât ar fi, nu sunt suficienți în sănătate, pentru că banii sunt și pentru medicamente, și pentru plata personalului, și pentru a avea clădiri, infrastructură în lumea, pentru aparatură, pentru salarii. Suntem un spital care ne încadrăm în 62-64% cheltuieli salariale în total. Ar trebui să ajungă până la 70% maxim, da, bun. Avem 11% cheltuieli cu medicamentele. Deci, noi... Și aveți medicamente suficiente, bănuiesc că nu trebuie să-și cumpere... La ora actuală, în spitalul județean, nu se cumpără medicamentele, deci fiecare spital, noi spital de urgență, avem o listă cu 300 și 400 de medicamente, care suntem, am zis, domnule, astea le vom avea tot timpul pentru a asigura afecțiunile pe care noi trebuie să le tratăm în spitalul județean. Nu lipsesc niciodată medicamente. Sigur, sunt anumite medicamente mai deosebite, mai pretențioase, să zicem așa, care noi le spunem și dacă cineva vrea să-și dorește să-și le cumpere, atunci sigur îi se poate face rețetă să fie cumpărate. Dar noi avem medicamentele necesare. La fel și materialele sanitare și tot ce trebuie. Nu discutăm de materiale sanitare, vedeți, de reactivi. Vedeți că sunt frecvent știri cu spitale unde bolnavii își cumpără medicamente, materiale sanitare. Știam că la Spitalul Județean nu se întâmplă, dar trebuia să vă întreb. Pentru că eu mă tot mir că este așa situație bună la Spitalul Județean, pentru că de foarte mult timp
De câțiva ani, nu? De când sunteți manager de... Păi sunt din 17 noiembrie 2011. Bun, 3 ani, mulți înainte, ați împlinit 3 ani, nu de mult. Înainte știu cum ați preluat spitalul, cu datorii, cu o grămadă de probleme și de 3 ani încoace spitalul are bani inclusiv de investiții. Nu vreau să vă laud prea tare. Nu mă laudați. Sigur că a fost efortul. Tot aștept să mai aud și ceva rău. Acum, sigur, nu mai sunt și probleme. Să nu cumva să credeți că nu sunt, n-avem și noi probleme. Care sunt principalele probleme? Sigur că... În afară de personal, că aici am stabilit că vă trebuie încă personal, deși tot anul ați fost la concurs. Deci trebuie să mai lucrăm un pic cu personal. Trebuie să înțeleagă personalul că câteodată mai e nevoie de a răspunde mai repede apelurilor pe care le ajungem din nou la comunicare și la... Bun, până la urmă aici, cred că e și dăruirea de... Noi, sigur, și dăruirea. Noi avem un sistem propriu pe care ni l-am format. Noi avem în fiecare secție, la fiecare nivel, avem formatorii noștri proprii. Mai sunt lucruri. Mai avem de pus la punct, uite, suntem într-o fază destul de avansată și terminăm cu toate protocoalele pe care le avem revizuite sau altele realizate în această perioadă. Totul trebuie să se desfășoare după un anumit protocol, după un anumit mod și o anumită rigoare. Sigur că mai sunt lucruri de făcut, inclusiv în domeniu, în zona managementului. Da, pentru că, cu siguranță sunt și bolnavi nemulțumiți care pleacă din spital pentru că ar fi imposibil să nu fie așa. Și probabil că în zona asta trebuie să lucrăm mai mult. Mai apar tot felul de neînțelegeri legate de modul în care reușim sau nu reușim să realizăm actul medical, dar astea stau tot timpul în atenția noastră. Și eu zic că le gestionați. Reușim să le gestionăm, dar mai e loc de bine. Aș vrea să revenim la proiecte și îmi amintesc într-o discuție anterioară, de fapt ați amintit și în prima parte a emisiunii despre finalizarea lucrărilor la Spitalul Vechi, la TBC și la boli infecțioase. Acolo iar vă trebuie o sumă substanțială și acum mă gândeam că tot pe fonduri europene veți încerca sau... Din păcate... Acolo va trebui să găsim surse de la Ministerul Sănătății sau venituri proprii și venituri de la Consiliul Județean. Cele două clădiri sunt clădiri de patrimoniu. Fiind clădiri de patrimoniu, ele la această dată, cel puțin la această dată, nu știu să poată fi intrate sau puse pe un proiect european. Pe fonduri europene. S-ar putea totuși, am avut astăzi o discuție, dar așa numai foarte scurtă, cu fosta directoare a Direcției de Buget, care îmi spunea că pe o structură de fonduri s-ar putea ca și spitalele să intre în zona respectivă. Acum să văd dacă într-adevăr clădirile sau numai aleile, curțile interioare sau chestiile astea. Dacă reușesc și în zona respectivă, noi avem gata proiectele. Deci proiectele sunt gata. Din păcate, în 2010 s-au pierdut niște bani, s-au pierdut și pe urmă în 2011. A trebuit să recuperați și să acoperiți găuri. A trebuit să recuperez banii, a trebuit să stopez lucrările și de atunci... Pe acest proiect s-au pierdut bani? Pentru Spitalul Vechi? Pentru Spitalul Vechi, pentru TBC. Mă rog. Acolo lucrările interioare sunt făcute o parte.
A trebuit să revenim, asupra lor, să le facem anumite remedieri și la ora actuală le-am stopat, pentru că începusem lucrările de reabilitare pe corpul de A și B, era prea mult și a trebuit să ne finalizăm. Derma a trebuit să să ne mutăm, să ducem oncologia, să facem oncologia, o nouă secție oncologie. O nouă secție dermatologie. A trebuit să mut zona de administrativ, de birouri administrative. Și ele am făcut supraetajarea în ambulator. Deci toate acestea au fost niște lucrări care au costat bani. Bani care au venit din veniturile noastre proprii sau bani din finanțarea de la Consiliul Județean. Suntem în etapa de finalizare a SML-ului. Deci am extins farmacia, secția de medicină legală plus arhivă. Clădirea între corp... Ați făcut în interior, da, în curtea interioară. Da, în curtea interioară, între corpul de ambulatorului și corpul a spitalului. Lucrările sunt finalizate, adică sunt în curs de finalizare. Se pare că s-ar putea ca săptămâna viitoare să facem recepție lucrărilor. Deci, și în scurt timp să ne invitați la inaugurare. Toate acestea au costat bani. Eu vă spun că din 2010, mai bine zis 2011, din 2011 până acum s-au făcut investiții în valoare de 55.700.000 lei, mii ron. 78% au fost fonduri europene, Ministerul Sănătății ne-a dat 1,65%, Consiliul Județean a dat 11%, aproape 12%, iar din veniturile noastre proprii ale spitalului am dat 9%. Deci dați peste 11 milioane de euro din câte... Păi, din câte calculez așa, da, în minimal. Da, peste 11. Foarte mult. 11, aproape 12. Și încă mai aveți nevoie pentru... Asta numai, numai investiții. Da, investiții. La care se adaugă dotările pe care le-am făcut pe parcurs. Pentru că vreau să vă spun că noi am făcut dotări. Bucătăria, deci valoarea fondurilor fixe în bucătărie, la ora actuală îți de 920.000 de lei. Da, acolo din știu că ele, din valoarea aceasta, 750.000 de lei sunt fonduri fixe noi. Ele sunt fonduri fixe care au provenit din de la Consiliul Județean, sponsorizare de la o multinațională, da, din județ. Bănuim de la care nu trebuie să o spuneți. Da, bun, sigur că da, și totuși... pe mine mă bucură faptul că cele două multinaționale din județ și-au adus în fiecare an, se vin implică, și da, se implică. Și acum și în anul acesta și una, da, și alta finanțează. Pe mine mă frapează un singur lucru. Cele două multinaționale foarte des au sponsorizat lucrări în bucătărie, au mai venit englezii în spălătorie. De ce nu se orientează acei bani spre altceva, spre angiograf, de exemplu? Am, ce se întâmplă? La în bucătăria aia spitalului s-au făcut atâtea investiții de-a lungul anilor și cred că abia acum este, deci, absolut ok. Bucătăria, deci noi am schimbat bucătăria. Bucătăria a fost schimbată din 2012. Da, este total schimbată, da, știu. Bun. Acum, problema este în felul următor. Fiecare firmă are o anumită politică. Sigur că în fiecare an mi s-a solicitat și am prezentat prin Consiliul Județean, prin domnul președinte Marc, s-a solicitat... S-a făcut un proiect, s-a făcut un proiect. Uite ce am dorit noi să realizăm. Să ne cumpărăm un microscop operator, să continuăm să dotăm spitalul, că ne mai trebuie încă vreo 300 de noptiere noi, așa, să mai cumpărăm niște pată, să mai... Și am pus lista cu dotările, atât în aparatură medicală, cât și în dotări pe infrastructură medică, deci alte, patru sau așa mai departe. Și au preferat și paturile? Ei, nu, și... nu, nu. Ei au politica lor.
și au ales din ceea ce noi am solicitat și au ales anumite zone comune. Exemplu, una dintre multinaționale a venit și a cumpărat un artroscop, laparoscop și mai departe, și a cumpărat aparatură. Alta a venit și a făcut niște lucrări și a finanțat aparatură sau, mă rog, lucrări de interes general mare, pentru spital. General, probabil să pentru, nu supere medicii. Pentru spital. Deci fiecare dintre cele două au politica lor. Un singur lucru este deosebit. Faptul că ne ajută. Și eu da, pentru asta, să știți că eu sunt foarte bucuros. Mai avem foarte puțin timp și nu vreau să terminăm până nu vă întreb ce faceți cu acreditarea spitalului. Știu că ați plătit o sumă mare, 1.800.000.000. Da, și așteptați vizita. Spuneți-ne în câteva secunde când vin inspectorii de la CONAS. Deci, sunt două lucruri pe care noi vrem să le realizăm și le-am realizat. Unu, am plătit această taxă pentru că este 240 de lei pe pat. Avem 753 de paturi plus 30 de paturi. Acum am plătit diferența pentru 30 de paturi de spitalizare de zi. Am crezut că putem să-i păcălim în sensul să le plătim și pentru alea. Da. N-a reușit. Bun, le-am plătit, nu e nicio problemă. Le-am plătit din veniturile noastre proprii. A doua chestiune este, noi nu ne-am angajat nicio firmă de consultanță. Am zis, ori suntem noi în stare, ori dacă, nu? N-o degeaba facem. O să vină, vine o firmă de consultanță, ne fac aia documentația, ăștia vin de la acreditare, văd documentația, vai ce buni sunteți. Și după aia ce se întâmplă? Și după aia se întâmplă că noi rămânem tot așa și tot nu știm și ce nu să facem. Și nu știi ce să faceți. Atunci, sigur că trebuia să vin prin 2013 sau prin 2012. Am amânat și ne pregătim noi. Deci noi, prin forțele noastre, pentru că vreau să vă spun ceva. Gândiți-vă că sunt în spital 140 de medici. Cu atâta carte citită, oamenii ăștia atât au citit biblioteci întregi. Mai sunt 400 și ceva de asistenți medicali, din care 120... Foarte bine pregătiți, 120 cu studii superioare. Păi dacă atâți oameni... Dintre atâta știință, nu o să fie în stare să faceți atâția... un dosar de acreditare. Din păcate s-a terminat timpul. Vreau să vă mai întreb și despre spitalizările de zi, dar rămâne pe altă emisiune. Vă mulțumesc plăcere, pentru prezență și vă mai așteptăm. Și o seară plăcută, stimați telespectatori, la revedere! Thank you.